Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. Amin. Binecuvintează suflete pe Domnul. Doamne Dumnezeule, Tu ești nemărginit de mare. Și versetul 5. Tu ai așezat pământul pe temeliile Lui și niciodată nu se va clătina. Slăvit să fie Domnul. Vreau să mă mai ajut de unele versete din Galateni, din capitolul 3, versetul 6, începând cu versetul 6. Tot așa și Avram a crezut pe Dumnezeu și credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Înțelegeți și voi, dar, că fii ai lui Avram sunt cei ce au credință. Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri prin credință, a vestit mai dinainte lui Avram această veste bună. Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Așa că cei ce se bizuie pe credință sunt binecuvântați împreună cu Avram, cel credincios. Căci toți cei ce se bizuie pe faptele legii sunt sub blestem, pentru că este scris, blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în cartea legii, ca să le facă. Și că nimeni nu este socotit, neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin lege, este evident, căci cel neprihănit prin credință va trăi. Slăvit să fie Domnul! E adevărat? Căci în vremea aceasta în care trăim, nu știu dacă sunt singurul care simt că credința parcă s-a diluat tot mai mult, tot mai mult. Faptul de a veni la casa Domnului a devenit de multe ori o obișnuință. De a sta înaintea Domnului la rugăciunea de mărturisire, de cauze, oricum stăm de multe ori înaintea Domnului, și parcă lipsește această credință vie, autentică, care ne duce în veșnicie. Credința aduce mântuirea în viața mea și în viața ta. Este clar lucrul acesta. Cel neprihănit prin credință va trăi. Nu credința te mântuiește, ci credința în Iisus Hristos. Credința în Fiul Său care îmi dă neprihănirea și care îmi dă viața. Așa că cei care adorm în Hristos, ne vom întâlni odată cu ei în Împărăția Cerului, cum? Prin credință. Când un neprihănit pleacă la Tatăl, am credința aceasta că mă voi reîntâlni cu El. Am credința aceasta că viața care o trăiesc pentru cer și o trăiesc datorită dragostei lui Iisus Hristos, care m-a răscumpărat și care a plătit blestemul păcatului. Cu toții din locul acesta greșim înaintea lui Dumnezeu, în felurite feluri. Dar prin credință, astăzi la casa Domnului ne cerem iertare, prin credință cerem vindecare, prin credință cerem nădejde, prin credință cerem putere. Căci El știe din ce sunt făcut, și eu și tu. Știe cât de greu ți-am fiecare zi, când întunericul din jurul nostru este tot mai puternic, tot mai beznă. Credința ce face? Aduce lumina. Slăvit să fie Domnul! Credința ce face? Îți dă viață! Atunci când tu ești neputincios, citește în cuvântul lui Dumnezeu și crede, și cum n-ai greșit, vei fi un om nou, plin de putere, căci puterea o dă credința, credința în Iisus Hristos. Și aș vrea ca să mergem, vreau să stăm ridicați pe picioare, nu vreau să mă lungesc foarte mult în vorbire, ci vreau ca în următoarea rugăciune, să mergem înaintea Domnului, prima parte, cerând iertare, cerând libertate asupra păcatului. Că atunci când ne vom ruga pentru cei care sunt în nevoi, pentru familia care este greu încercată în vremea aceasta, ca Dumnezeu să dea mângâiere atunci când eu mă rog. Amin, amin.
fiindcă eu sunt liber de păcat, datorită credinței în cuvântul lui Iisus Hristos, care a spus, dacă spuneți că n-aveți păcat, îl faceți mincinos pe El. Dar El este bun și drept și dacă tu crezi, El îți dă iertare. Dacă tu crezi, El îți dă putere. Dacă tu crezi, El te va ajuta în problema ta, în nădejdea ca să te întâlnești cu cei care au părăsit pământul acesta. Cu siguranță suntem multe familii în locul acesta care am pierdut oameni dragi, dar nădejdea este că ne vom reîntâlni cu ei. Slăviți să fie Domnul! Vreau să intrăm la rugăciune, sau dacă sunt cauze, Petrică, să le amintim cu voce tare. Ne rugăm așa cum a spus pentru sora Dodica, ca Domnul să întărească în acest moment. Amin. Toată familia, țărmurile și toți cei care aparțin, biserica de unde au participat în ultimele mulțimii în ultimii ani, Domnul să-i binecuvinteze și să fie chiar și slujba de mâine, de momentan, să fie o mărturie și povestirea Evangheliei unde să se mântuiască oameni. De asemenea, vreau să ne rugăm pentru frații presbiteri, pentru fratele Iosif și pentru fratele Nuțu. Ei sunt plecați în slujba Domnului în această după-amiază, la frații romi de la Ospitalet, ca să îi servească cu cina Domnului. Domnul să-i păzească, să-i călăuzească și acolo și toți de împreună să slujim pe Domnul oriunde suntem. Dacă mai sunt și alte cauze, dacă nu mergem la rugăciune și în urma rugăciunii comune, fratele Beniamin este împreună cu noi ca și slujitor, ca și casier în această seară, să aducă înainte